Meci nebun la Cluj între CFR și Gaz Metan. Fără gol primit în ultimele 4 meciuri, Arlauskis a agafat incredibil, iar Eli Fernandes a deschis scorul. După numai jumătate de oră, tabela arăta deja 0-2. Ivanov a marcat și el cu o execuție de senzație. Liderul nu a depus însă armele și Omrani a reușit să reducă din diferență cu încă un gol de generic. Repriza a doua a început cu o ratare uriașă în dreptul echipei lui Teja. Fortes a fost blocat în ultimul moment. Pentru a treia etapă la rând, Gaz Metan a fost nevoită să încheie meciul cu un om în minus. Trif a văzut 2 cartonașe galbene în decurs de 2 minute și a plecat mai devreme la cabine. În superioritate numerică, CFR a pus stăpânire pe meci, iar Omrani a restabilit egalitatea în minutul 87 după o greșeală de începător a lui Cristea. Putea fi chiar victorie pentru liderul din Liga 1. La ultima fază, Alex Ioniță a obținut penalti, dar Culio a ratat de la punctul cu var, iar CFR Gaz Metan s-a încheiat 2-2. Ne bucurăm de un punct, dar și lor le-a trecut glonțul pe la ureche. Am făcut o repriză foarte bună. Trebuia să facem 3-0, am avut ocazia să facem 3-0. Ne-am trezit după minutul 43 sau 44 după ce a marcat Bilel Omrani și ne bucurăm că am reușit să scoatem un punct. Asta este cel mai important.